Ceaușescu a fost pentru un sfert de secol reședința privată a soților Nicolae și Elena Ceaușescu și a copiilor acestora, Nicu, Zoia și Valentin. Aici puteți vedea cum a trăit Nicolae Ceaușescu în intimitatea sa, dincolo de șeful de stat cunoscut în România și în afara țării. Prima încăpere pe care o să o vizitați este biroul, al cărui pereți sunt acoperiți cu lambriuri din lemn sculptate în stil arabesc. Covoarele foarte prețioase de origine iraniană au fost primite cadou de către Nicolae Ceaușescu de la Shahim Shahul Mahomad, Reza Pahrabi al Iranului. Apartamentul lui Valentin Ceaușescu este decorat în același stil ca încăperea precedentă, iar în dormitor se află o arcadă amplă din marmură albă. Valentin este fiul cel mare al soților Ceaușescu și singurul dintre cei trei copii în viață. Ca profesie este fizician și colecționar de artă pasionat. Camera de zi este încăperea cea mai spațioasă a parterului, care dă spre terasa curții interioare. Șemineul din marmură albă, în stil neorococo, alături de statuetele din marmură și tapiseria flamandă fixată pe perete, sunt piesele centrale ale acestui salon. Sufrageria și salonul de mic dejun. Un lucru de menționat este că o parte dintre persoanele care se ocupă acum de Palatul Primăverii sunt angajate aici de pe vremea lui Nicolae Ceaușescu. De aici avem și informație despre stilul de viață al familiei Ceaușescu. De la menajarea casei au rămas informații despre simplitatea felurilor de mâncare bazate pe legume și lactate. Elena Ceaușescu știa să facă plăcintă cu varză, cu vișine, strudele. Zoia, fica soților Ceaușescu, își punea singură murături pentru iarnă, iar lui Nicu, fiul cel mic, îi plăcea să își prepare singur omleta. Peste tot în casă o să vedeți tapiserii, mozaicuri, ornamente pe diferite obiecte de decor cu păuni, acestea fiind păsările preferate ale lui Nicolae Ceaușescu. Apartamentul lui Nicu Ceaușescu, pe al cărui pereți sunt amplasate tapiserii cu rol ambiental, este compus dintr-o cameră de lucru și un dormitor în stil clasic englezesc. Acesta a murit în 1996 de ciroză hepatică cronică într-o clinică din Viena la doar 45 de ani și este înmormântat la cimitirul Ghencea. Apartamentul Zoiei Ceaușescu este mai spațios decât apartamentele băieților, fiind decorat în stil Ludovic al XVI-lea. La intrarea în biroul acesteia este expus bustul din marmură al unei tinere visătoare. Aceasta a fost de profesie matematiciană și a murit în 2006 de cancer pulmonar. Următoarele încăperi sunt camera de zi a Elenei Ceaușescu, decorată în stil Ludovic al XV-lea cu multiple ornamente florale, și salonul Louis al XIV-lea, amplu decorat cu mobilier în stil baroc. Apartamentul comun a soților Ceaușescu, cu un dormitor în stil rococo și salon în stil Ludovic al XIV-lea. Baia acestui apartament este reprezentativă în comparație cu celelalte grupuri sanitare din casă. Decorația este excesivă, cu multă auritură și vase sanitare aduse din străinătate. Grădina de iarnă este o seră care adăpostește plante exotice. Piscina păstrează cea mai valoroasă mărturie artistică a palatului, cu un mozaic vast. Scenele reprezentate sunt scena apei cu elemente de floră și faună, scena cosmică, pământul populat de flori, păsări și fluturi și semnele zodiacului. Dacă doriți să vizitați Palatul Primăverii, trebuie să vă faceți programare cu 24 de ore înainte și să achitați un preț de intrare de 40 de lei. De asemenea, în interior este interzisă înregistrarea video și audio. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să loviți butonul acela de like și să vă abonați pentru a nu rata niciun clip viitor. Eu sunt Roxana și ne vedem săptămâna viitoare!